Doamnelor și domnilor, la știrile Brașov TV sunt Silvana Vorovenci. Reluăm emisia celui mai urmărit post local de televiziune după 2 săptămâni. Ne-am mutat în casă nouă, cu echipamente noi nouțe și cu cele mai proaspete informații pentru dumneavoastră. Revenim pe micile ecrane într-un nou format 16:9, standardul internațional de televiziune dintr-o locație situată în centrul civic și dotată cu echipamente nou-nouțe. S-a muncit din greu 24 de ore din 24 pentru a reveni în casele dumneavoastră. Știrile Brașov TV au fost disponibile în fiecare zi, vor fi și de acum secundă cu secundă pe noul nostru site brașovtv.com, iar de acum, iată, ne vedeți și pe micile ecrane. Iată titlurile ediției de astăzi. A fost razie pe DN1, imagini în câteva momente, căsătorii mai puține la Brașov, iar meteorologii anunță ploi torențiale până miercuri. Acum mergem pe DN1, unde un israelian a fost prins în flagrant de polițiștii brașoveni cu pistolul. Zeci de români au pățit la fel. Amelia Vulcu ne oferă detalii despre acțiunea de pe DN1, intitulată Viteza scurtează viața. Acțiunea polițiștilor serviciului rutier din Brașov a început la ora 8 fix. În primele 3 ore, numai puțin de 25 de șoferi au fost trași pe dreapta. Ei au fost prinși cu pistolul special pentru măsurat viteza autovehiculelor. În plasa oamenilor legii a căzut și un bărbat din Israel care se jura că n-a greșit. Te rog viteza pentru scola de București. Un șofer din Israel avea un aparat, avea o aplicație Waze care într-adevăr îi comunica că pe acest tronson de drum viteza, limita de viteză legală este de 50 de km la oră, însă dumnealui a fost depistat cu viteza de 65 de km la oră, adică plus 15 peste limita legală. A plătit amenda pe loc? A achitat amenda pe loc, fiind și cetățean străin, da. Ce valoare are amenda? Amenda pentru abaterea dumnealui este 125 de lei pe care a achitat-o pe loc. O femeie care mergea cu mașina spre Brașov a picat și ea testul de viteză. Soțul a dat o explicație demnă de un zâmbet. N-ați văzut că era restricție de viteză de la presiune? N-am observat că asta e mașina reparată repede și fuge. Foarte rar, n-am avut, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut nicio abatere. Comunicați abaterea la Cielo 01. Cielo Trava 300, Florin Walter Marin, 66 de km la oră pe DN1, localitatea Timișul de Sus, la 11.28. 66 plus 16, 11.28. Domnul Calotă, sancțiunea este 250 de lei, două puncte de penalizare, puteți achita pe loc sau în 48 de ore, 125 de lei. Da. Rămâneți la mașină, vinul la dumneavoastră. Da, da, da. L-ați observat restricția? Ba da. Am văzut 50, dar am lăsat-o pe liber și am mers singură la vale. Deci, fiind și greutate, se duce singură. Un bucureștean aflat la volanul unei mașini de teren a fost surprins în trafic cu o viteză cu 35 de km pe oră mai mare decât limita admisă. Iată cum a acționat în cazul bucureșteanului pistolul special al polițiștilor serviciului rutier din Brașov. Ciprian Toarec de București, te rog! Volkswagen Touareg a circulat pe DN1 localitatea Timișul de Sus cu 85 de km la oră la 11.40. 85 plus 35 de km la oră, 11.40. Reprezintă partea preventivă a Poliției Brașov. Da. Facem o campanie, da, de conștientizare a conducătorilor auto privind necesitatea respectării regimului legal. Da, să știți că și eu sunt pentru asta, pentru respectarea. Vă rog să luați un client, ați văzut ce, da, pe imagine sugestivă? Da. Campania se numește Viteza scurtează viața. Așa, da, practic, ne grăbim suntem, pe femeile, dar suntem foarte prudente, acum cinstit.
Dacă se urcă băuți la volan, șoferii pot deveni pieton pe viață. Cel puțin asta prevede un proiect de modificare a codului rutier care va ajunge în toamnă în Camera Deputaților. Conducătorii auto prinși a doua oară băuți la volan și-ar putea pierde definitiv permisul. Amenzile prevăzute în noul proiect sunt între 5.000 și 15.000 de lei pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. În afară de amenzi, sunt stipulate și alte măsuri pentru șoferii prinși că s-au urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Mai exact, vor rămâne fără permis între 2 și 5 ani, iar recidiviștii vor rămâne fără permis pe viață. Un bărbat de 37 de ani din Ghimbav, acuzat de complicitate la omucidere și tâlhărie pe teritoriul Greciei, a fost capturat de polițiștii brașoveni. Surse judiciare au explicat pentru știrile Brașov TV cum acționa bărbatul, dar și complicii lui. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul din Ghimbav împreună cu alții doi tineri au pus la cale în Atena un plan diabolic. După stabilirea detaliilor, au trecut la fapte. Cum a acționat făptașul? Bărbatul este bănuit că în anul 2014, împreună cu alte două persoane, a pătruns într-o locuință din Atena, l-a ucis pe proprietar și a sustras din locuință mai multe bunuri, bijuterii, telefoane mobile și o sumă de bani. Surse judiciare au explicat pentru Brașov TV că inculpații, printre care și tânărul din Ghimbav, l-au atacat pe bărbatul din Grecia cu un ferăstrău. L-au tăiat în zona gâtului și pe mâini, iar apoi l-au ucis și i-au furat bijuteriile, telefoanele mobile, dar și toți banii. Inculpatul din Ghimbav a fost prins în weekend. El a fost reținut și prezentat magistraților, care au emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 15 zile. A fost introdus în arestul RPJ Brașov, urmând a fi extradat în Grecia. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până când magistrații vor emite sentințe definitive. 99 de agenții de turism din Brașov nu au asigurare și dacă ați fost la cumpărături pe 16 iulie, verificați cu mare atenție bonurile fiscale. S-ar putea să fiți câștigători. Detalii în rubrica BIS. Autoritățile vor să înființeze cât mai repede fondul de garantare al turismului, astfel încât, în cazul în care o agenție intră în incapacitate de plată, clienții să-și poată recupera banii. Cei mai mulți operatori de turism fără asigurare sunt în București, peste 600, în Cluj sunt 106, în Brașov 99, iar în Constanța 88. La nivel național sunt peste 2000 de agenții de turism care nu au făcut dovada că au asigurări în caz de insolvență. Din datele Autorității pentru Turism, doar puțin peste 1700 de agenții au polițe de asigurare valabile în caz de insolvență. Bonurile fiscale câștigătoare la loteria de duminică sunt cele din data de 16 iulie, cu o valoare de 505 lei. La această extragere au participat bonurile emise în perioada 1-31 iulie, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. După centralizarea cererilor de revendicare a premiilor, dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată o a doua extragere. Solicitările de revendicare pot fi depuse începând din această săptămână. Euro scade, dolarul crește, iar prețul aurului a scăzut sub 170 de lei gramul. Un euro a fost cotat la 4 lei și 46 de bani. Un dolar costă 3 lei și 94 de bani, iar un franc elvețian 4 lei și 10 bani. Gramul de aur valorează 169 de lei și 35 de bani. Torențiale până miercuri. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare pentru toată țara de ploi torențiale, care a intrat în vigoare. Sunt anunțate precipitații abundente. Atenționarea meteo de instabilitate atmosferică este valabilă până miercuri la ora 6. În această perioadă vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie și pe arii restrânse grindină. Astfel de fenomene se vor semnala la început în vest, nord-vest și în zonele montane, apoi local și în celelalte regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metrul pătrat și izolat 40-50 de litri pe metrul pătrat. Salariul minim pe economie ar putea crește până la 1450 de lei pe lună sau peste acest nivel, începând cu 1 ianuarie 2017. Guvernul a început negocierile cu sindicatele și patronatele și vrea să iasă cu un proiect de lege pe această temă până cel târziu pe 20 octombrie. Măsura ar influența în mod direct peste 2 milioane de angajați români. În mod oficial, sunt mai mult de 1 milion de români plătiți cu salariul minim. Datele estimative ale sindicaliștilor arată însă că numai în sistemul bugetar, numărul celor plătiți cu sume apropiate de salariul minim pe economie ajunge la aproape 400.000 de angajați, iar la nivel național sunt aproximativ 2,3 milioane de persoane care în mod real încasează salariul minim sau chiar mai puțin.
4 decembrie vom merge din nou la vot. Vom avea tot o lună de campanie electorală care, cel mai probabil, va începe pe 4 noiembrie. Guvernul a decis că alegerile parlamentare să aibă loc pe 4 decembrie. Potrivit jurnaliștilor de la Exclusiv News, ultima zi de depunere a candidaturilor pentru circumscripțiile electorale din țară ar urma să fie 20 octombrie, iar campania electorală se va desfășura în perioada 4 noiembrie-3 decembrie. Stabilirea numărului de secții de votare în diaspora se va realiza abia pe 26 octombrie 2016. Guvernul a alocat pe data de 10 august la rectificarea bugetară 200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare din toamnă, beneficiarii fiind MAI, MAE și Ministerul Comunicațiilor. Omul de imagine al lui Traian Băsescu se vrea deputat de Brașov. Vicepreședintele Comitetului Executiv Național al PMP, Radu Cristescu, a decis să candideze pentru un mandat la alegerile din 4 decembrie. Cristescu a precizat că această candidatură este o provocare pentru el. Ceea ce vreau să fac ca și șofer, dar pentru că Brașovul în momentul ăsta, să zicem, nu rupt, este încetinit către București, este Comanic Brașov. Și dacă voi putea, din poziția de parlamentar, de deputat, să ajut la terminarea aeroportului din Brașov. Saboți, șlap, sandale sau pantofi cu toc. Surprinzător sau nu, aceasta este încălțămintea pe care mulți români o aleg atunci când merg pe munte. Vremea caniculară sau pur și simplu dorința de confort îi fac pe unii să nu se mai gândească ce pun în picioare atunci când merg pe munte. Astfel, încălțămintea de plajă a devenit un trend pentru mulți români dornici de aventură. Nu vă e greu să mergeți în saboți pe aici? Nu. Suntem așa de obișnuiți cu locurile și... Da. Nu vă e teamă că v-ați putea lovi, răni, să călcați greșit, ce știu eu? Nu. Nu ne grăbim, un pic de atenție și totul e ok. Cum trebuie să ne echipăm când plecăm la o drumeție? În primul rând, vocanțe, adică pantofii să fie de așa natură ca să nu să fie și comos și să aibă o stabilitate bună la picior. Și să țină glezna. Să țină glezna, că altfel dacă nu sunt cele de pe drum, nu știu dacă reușiți să mergeți. Cum v-ați echipat pentru asta? Cred că ne corespunzător. În vedere că este urt, aș trebui să avem bocanci. Ce aveți acum în picioare? Adidas. Alunecă talpa aceea? Noi zicem deocamdată că nu, dar constatăm. Că m-ați încălțat corespunzător astăzi pentru Lumeția? Da, sunt bine pentru că n-am tocuri și sunt într-o încălțăminte ușoară, nu urc. Dar nu vă teamă că vă puteți călca strâm pe un bolovan? Eu umblu de viață și știu cum e drumul pe aici. Dar nu urc scările, că dacă urcam scările era altă treabă. Specialiștii avertizează însă asupra riscurilor la care se supun cei care aleg o astfel de încălțăminte. Riscurile sunt foarte mari. 95% din accidentele care necesită intervenția salvamontului sunt mai ales pe acest palier de echipament neadecvat. Ce sfaturi le dați? Cum să plece de acasă? Echipați pentru munte. Gheată, bocanc, pelerin de ploaie minim. Mai puține căsătorii la Brașov. De la începutul anului și până în luna august, peste 1000 de cupluri au ales să-și unească destinele. Și divorțurile au fost mai puține anul acesta față de anul 2015. De la începutul anului și până la jumătatea lunii august, 1104 brașoveni s-au căsătorit. Numărul este mai mic comparativ cu 2015, când în aceeași perioadă au fost oficiate cu 13 căsătorii mai mult. Este mai ieftin să spuneți oficial da sâmbăta. Taxa este de 130 de lei. Dacă spuneți da duminica, vă costă 270 de lei. La nivelul municipiului a scăzut și numărul divorțurilor. Potrivit statisticilor, până în prezent au fost înregistrate 36 de cereri de divorț. Asta în condițiile în care până în luna august anului 2015 au fost 53 de cereri de divorț. La Brașov, pentru această procedură, se achită o taxă de 500 de lei. Potrivit statisticienilor, în luna iunie acestui an, într-un top național, județul Brașov se clasa pe locul al 6-lea la rata nupțialității și pe locul al 8-lea în ceea ce privește rata divorțialității. Muzica trupelor de legendă a răsunat în boxe la cea de-a doua ediție a Tribute Fest, eveniment care s-a desfășurat în cartierul Bartolomeu. Mai multe trupe românești au readus la viață cea mai bună muzică a anilor 80-90. Astfel, piese făcute celebre de Queen, Bon Jovi, AC/DC, The Beatles, Depeche Mode sau U2 au putut fi ascultate în weekend pe scena din zona stadionului municipal. Am fost anul trecut la prima ediție, când a fost în Piața Sfatului. S-a părut mai ok din punctul de vedere că era mai multă lume acolo, erau mai mulți trecători. În rest,
nu știu, organizarea de anul ăsta mi se pare că lasă puțin de dorit la marginea orașului, în schimb are și partea pozitivă că nu mai e restricțiile din zona respectivă. E o chestie care o descoperi de mic, oarecum. Să vină în față, mi-ar curmează. Și e tăține pentru că ideea asta de... Din nou, e chestia asta, că toată lumea se simte bine împreună și toți se înțeleg între ei și e chestia. E prietenie prin muzică. Ca prima impresie îmi place că e mult tineret. Mi-a plăcut și data trecută chestia asta. Nu, ne place muzica rock. Am fost și noi odată așa și mă bucură că este apreciată și muzica asta. Vom avea cu siguranță mult mai multe ediții de acum încolo. Practic va fi fiecare an în luna august la Brașov evenimentul acesta. Vom avea trupe din ce în ce mai bune și mai cunoscute și sperăm ca în câțiva ani să putem să aducem la Brașov și adevărate trupe, adevăratele trupe pentru care se face tribut. Intrarea la festival a fost liberă. Sfârâit pe grătare, micii și berea au fost la mare căutare, iar muzica de petrecere a răsunat în difuzoare. Totul la zilele Hărmanului și Dumbrăviței. Odată cu zilele comunei, la Hărman a avut loc și prezentarea echipei de fotbal care activează în Liga a treia. O echipă e formată din fotbaliști cu un palmares bogat, cu experiență în teren, oameni de minge, cum zicem noi, și care sper să ducă cu adevărat, să ridice performanța echipei Hărman. Bună dispoziție a fost în weekend și la Dumbrăvița. Localnicii au sărbătorit așa cum numai ei știu să o facă. Niște mici, cârnăciori, pastramă de oaie, pastramă de porc. Ce v-a plăcut cel mai mult aici? Muzica, micii, beutura, tot. Sunteți de aici din Dumbrăvița? Da. A fost mai special față de alți ani sau cum a fost anul ăsta față de alți ani? Tot la fel. Frumos, frumos. Foarte bine. Mă bucur pentru că a fost așa o petrecere frumoasă și nu a fost ca în alți ani, dar a fost tot la fel. Pasare făcut de artificii. De distracție și voie bună au avut parte și cei care au ajuns în acest weekend la Făgăraș. La zilele cetății au avut loc numeroase târguri meșteșugărești. Meșterii pielari și sticlari și-au expus produsele tradiționale și le-au împărtășit oamenilor tainele meseriilor pe care le-au învățat în urmă cu zeci de ani de la părinți sau bunici. Fiecare are istoriei. Uite, am una din tablă care o purta fierarul, pentru că acolo unde lucra el, la vatra sau forja, cum să o numim, lucra cu foc și mai cădeau tăciune aprins, cărbune aprins. Și ei, normal, lucrau desculți, că de când se lua zăpada până da bruma, omul mergea desculți, că n-avea cu ce. Ca să lucrezi desculți, nu mergea. Se opinge din astea, din piele de porc, s-ardeau. Ceea ce vedeți, sunt toate compozițiile mele. Încerc să readuc în prim plan această meserie nobilă, care din păcate cam dispare la noi. Sunt cunoscător a sute și mii de secrete în ale sticlăriei, în ale nobilării sticlei și ale producerii și prelucrării ei. Mii de localnici, dar și turiști au luat parte la zilele cetății. Fiecare a plecat cu câte un suvenir din Făgăraș. Am mai văzut la sâmbătă. Sunt unii ziceau că lucrează zile, săptămâni, chiar luni la anumite produse. E și normal, lucru de mână. O să vă gândiți să cumpărați ceva? Sau? Să vedem dacă ne atrage ceva în mod deosebit. E deosebit față de alte des, cum a fost până acum. Parcă e marfă mai multă, mai deosebită. Să vedem acum. Sunteți de aici din Făgăraș? Nu, sunt din apropiere de Făgăraș. Și ați venit special pentru evenimentul ăsta? Sau? Cam special, că azi e zi de duminică și ne plimbăm. Cele de sticlă sunt foarte fin lucrate și... V-a plăcut? Sunt adevărate bijuterii și mi-a plăcut foarte mult. Și în general toate. Petrecerea s-a încheiat cu un concert al Antoniei. Drăgușul a fost în mare sărbătoare la sfârșitul săptămânii trecute. Mii de localnici au participat la tradiționala paradă prin centrul comunei. Obiceiul buzduganului care a marcat sfârșitul secerișului a fost momentul cel mai așteptat la zilele Drăgușului.
Pe toată durata paradei, femeile din comună și-au scos la poartă covoarele lucrate manual, vechi de peste 100 de ani. Cel mai mare accent s-a pus pe păstrarea tradițiilor. Cele se folosesc la împodobitul casei, al patului, al copiilor, se gătesc copiii cu ele și le mai punem și la aer și le mai scoatem la festivități pentru că prea puține ocazii sunt de a expune un costum sau un covor țesut în război de femei. A noi am promovat tradițiile și la zilele cetății Făgăraș, în zilele de joi și vineri, 18 și 19 august, unde am adus toate ansamblurile din țara Făgărașului, ansambluri de dansuri și din alte zone ale țării, artiști locali și artiști naționali de muzică populară. Ținând cont că totul se prelucrează manual, în special și pieile, se va găsești manual, în jur de, în funcție de comandă, de lucrare, deci avem o comandă specială, ce se lucrează mai puțin, în jur de o lună, sau două săptămâni, sau patru. Specific Drăgușului se lucrează poate și 4-5 luni. Muzica de petrecere și cea populară au întreținut atmosfera la zilele Drăgușului. Încercăm să promovăm obiceiurile și tradițiile satului Drăguș, să ducem înainte ce am primit de la Moș Strămoș. Am invitat un număr de pensionari din Organizația Pensionară a PNL-ului Brașov ca să vadă această tradiție și alături de acești oameni minunați promovăm aceste tradiții și suntem foarte mândri că putem să ne implicăm și noi ca și consilieri județeni. Și am venit aici ca copreședinte la Organizația de Femei pentru a sprijini pe femeile din această zonă și pe consilieri județean Gabi Brebeanu și de asemenea pentru a promova tradițiile, așa cum am început cu aceea de la Casa Junilor pentru promovarea folclorului. Invit pe toți cei care doresc să vadă ceva frumos și să se simtă bine să vină aici la Drăguș cu ocazia acestor evenimente, dar și într-o simplă vizită. Am întâlnit aici pe cineva din Statele Unite care a venit, s-a nimerit aici întâmplător în zonă și este foarte bucuros că are posibilitatea să participe la acest eveniment. Autoritățile locale ar trebui să înființeze un sistem de transport al elevilor la școală. Propunerea vine din partea senatorului liberal Nicolae Vlad Popa, care spune că în acest fel părinții nu ar mai fi nevoiți să-și ducă micuții la școală cu mașina personală și astfel s-ar evita aglomerația din trafic. Mașinile care ar trebui să transporte copiii către școală ar putea aparține de rat, iar procedura de înființare a unor astfel de trasee nu ar trebui să fie prea complicată. Eu să rog ca să existe un program special pentru transportul elevilor către școli, elevilor mici către școli, în așa fel încât să fie stații speciale pentru ei, mașini speciale pentru ei, în orele când aceștia se deplasează la școală. E un lucru care nu este complicat, dar într-adevăr trebuie foarte multă organizare pentru a funcționa cât se poate de corect. Mașinile vor fi destinate doar transportului elevilor. Propunerea senatorului liberal vizează și gratuitate pentru cei care apelează la astfel de mijloace de transport. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Brașov TV. Sunt Silvana Voroveni, la revedere!